Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un episod din seria mea la FS Undercover. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați, să apăsăm pe clopoțel pentru a vedea celelalte episoade din seriile voastre preferate. Fac și o misiune random prima dată, o să urmeze crash-ul 100%, dar nu mi-e frică. Trebuie să mai deblocăm niște chestii, că m-am uitat la tunaj și n-am făcut mare lucru. M-am jucat puțin. Stay ahead for 75 de secunde. Ok, deci trebuie să fiu în fața ăstuia. Și te câștigă din prima, dar ce te faci că omul are un Dita mai Porsche, cred. Și am un Audi. Îl prinde din urmă măcar? Hai bă, că e bine. E bine, m-am dus. 75 de secunde, zici. Dar mă face al nebii. Dacă îmi fură interiorul, sunt nenorocit pe viață. Oh my god, nu. Nu se poate. Hai că trebuie să-i dăm umilință. Iată ce mă împinge al naibii. Bă, dar sec ești, mă. Ești sec rău. Hai, trece încoa. Îl ia poliția pe fraier. Ah, super. Trece el pe lângă ei și mai ia pe mine. Șmecher așa. O, a făcut accident. Ok. Hai, 75 de secunde. Nu e cam mult, sincer? E cam mult. Ah, grozav. Ia-l, mă, pe el, nu pe mine. Ce v-am făcut eu? Te-am ajuns iarăși în față. Bineînțeles că are viteză mai mare decât a mea. Ești top, bă, băiatule. Ești top. Firar, cum rezistă un minut în fața ăstea? Trebuie să nu fac nicio greșeală, vă dați seama? Ok. Hai să vedem. Mă duc. Face accident fraierul și... sayonara. Păi trebuie să mă urmărească el. N-are de ales. Faza e că aici e în linie dreaptă totul. Ok, cam sal. Hai că mă pierde fraierul. Bun, așa. Nu contează că vine poliția. Am descoperit o slăbiciune, trebuie să păcălești AI-ul. Mergi pe scurtături și schimbi direcția. Dacă se poate, pe aici nu prea s-a putut, dar merge. Hai că nu mai are cum să mă prindă. Poate să aibă el ce mașină vrea. N-are ce să mai facă. Să scăpăm și de poliție și gata. 2-3-8. Hai să intre... să intre upgrade-ul la planul. Mamă, ce urmează în față. Uite de ce e aici, bă, băiatule. Drifturi nebune. Dar de unde atâta fericire? 5-4-3. Am câștigat. Hai că ești sal. The Domination. Nu mi-a dat, bă. Dar mi-a dat ceva în plus. Parts discount și mai multe particele ieftine. Și am făcut și level up. Ca băieții grei. Minus 10%. Bă, e bine, e bine, n-am ce zice. Uite-l. Ce abuiță. Ne-a ajutat puțin acolo. Cred că a intrat în mașina de poliție. Dă-l naiba că intru cu putere în el. Sayonara. Hai că n-am chef de voi, sincer. Vai. Spune-mi, te rog, că m-a pierdut. Nope, se ține tare. Au lipici mașinile mele la polițiști. O să merg eu cu ce viteză vreau, dacă nu am nimic de distrus, e sal. Hai că m-au pierdut. I'll da fail. Până la urmă. Bun, păi și acum stau chill. Nu mă chinui prea mult. Vreau să facem curse adevărate.
mașini, nu pe aici, pe dealuri. Cât pe aici, cât pe aici. Gata, nu știu ce mi-a dat în plus, dar nu-mi pasă. Opa! Super, sună bine. What? Hello. Chase Lynn. How long has it been? Cine e asta? Ciao. Too long. Now is our opportunity. Let's talk about the object. Well, let's talk about the object. First we need to talk about the vehicle. What? Okay. Foarte sneaky beaky like tip asta. Car shop? Nu, mersi. Mai încolo, mai încolo. Circuit. Circuit. Hai să facem niște circuite. Circuit, fraților, pentru că astea sunt cele mai grele și trebuie să mai scăpăm din ele. Ok, avem la dispoziție 20.000. Deci 5 minute pentru 20.000. E bine. 3.000 s-au dus. E puțin. E chiar puțin. Let's go. Condiția a doua. Mamă. Hai să mai duc încă unul. Ce ai, mă? Să vină mai mult, gen. Nu înțeleg de ce nu sunt mai multe mașini. De poliție. Urât. Ia uite, mă. Leii mei. Ce mechilești tu? Hai, unde sunt tăririle? Cred că aici sunt urmările. Ca naiba. Dacă se oprește timpul. Ba nu. Come on. Mamă, și scăpăm de ei într-un timp record, dar mai e timp. Firar, ia-mă. Gata. În timp record chiar. Cum îmi place. Sal, sunteți sal, prieteni. Uite ce aproape e ăla. Stai că se întoarce. Oh my god, nu. Dau cu spatele. Am turnat puțin mașina. Domination total. Dar de ceva mișto. Ce mi-a dat? Parts discount. Sunt mai ieftine upgrade-urile. Bun. Mă, dai eu zoom. Nu pot să dau pe harta asta. Cu plus. Chica. Astea ce sunt? Checkpoint. Checkpoint-uri? Întotdeauna mi-am dorit să scap de ele. Hai. Să le facem. Bine, trebuie să am și grijă pentru că, frate, versiunea asta de NFS Undercover este foarte diferită față de celelalte versiuni. Și nu mai vorbesc de jocul de bază. Adică jocul de bază arată groaznic. Cum n-ai bai posibil să fie mai nou decât Most Wanted și Undercover 1 și 2 și să arate mai prost decât ele? Nu înțeleg. E ceva incredibil. Era mai recent. Dar mă rog, nu contează. Vreau să fac cursul asta de checkpoint. Câștigăm teren. Și bani în primul rând. Stai că îmi fac și o idee așa puțin. Ce urât era acolo. Vă dați seama? Bine că am văzut la timp. Ai vrea tu. Traficul ăsta mă obosește. 10 secunde, damn! Băi, ești nebun? Deci dacă cea mai epică mașină, eu am probleme de genul.
Ce chestie. 20%. Hai că se poate. Mamă, cum e pe aici. Mai bag și un nitro. Cea mai grea cursă de checkpoint pe care am văzut-o vreodată. Asta e clar, fără mișto. Hai, dă-i tare viteză aici. Poate recuperăm, nu știu. Acum. N-a recuperat, bă. Mi-a dat 28 de secunde. Vai, suntem contra cronometru. Aici, teoretic, ar fi o pâine de mâncat. N-ai vrut să mă păcălești, nebunule. Dar e dita mai autostrada și... Păi îmi pui un viraj din la insane. Că așa e frumos. Dar culmea, fratele vostru a recuperat. A recuperat frumos. Și suntem la jumate. Bă, binișor, binișor. Dacă nu facem accident până la capăt, e tot ce trebuie. Destul de greu să controlezi mașina cu mâna ruptă. Dar vezi, bune, fraților, mă simt mult mai bine și o să-mi dau o alteză jos zilele acestea. Că filmez undeva prin decembrie acest episod și voi să vedeți probabil prin ianuarie, deci în 2022. Sper că am ajuns până vedeți voi la 1600 de abonați. M-am ocupat destul de mult de live-uri în ultima vreme, așa. Am făcut și thumbnail-uri mai bune, m-am ocupat de canal, am fost așa curios. Și da, e adevărat, bă, dacă te ocupi, crești, dar e grindul ăla masiv. Grăbește-te, mamă, 48 de secunde. Se vede acum că avem mașină mai bună, că n-ajungeam aici niciodată. Hai, let's go, let's go, let's go. Partea nasoală e că îmi dă mereu crash jocul ăsta. Deci de fiecare dată îmi dă crash la fiecare episod. Și un chin să-l filmez pentru că e de editat mult. Mai dau și fail-uri, n-am mașina care trebuie. Și e probabil cel mai greu NFS pe care l-am jucat. Mai greu știi cât Most Wanted și la Most Wanted am dat rage-uri mari. <coughs> 20 secunde, oh shit. Trebuie să ne mișcăm mai repede de atât. 14 secunde. Bă, păi nu, nici nu-mi dau seama pe unde sunt. Vai de capul meu. Bun, 36 de secunde ca să ajungem la final. Let's go. Oh shit, n-aveam nevoie de asta. Chiar deloc. Bine că aveam oricum viteza mică, dar totuși. Am pierdut 2 secunde importante. Aici mai recuperez un pic. Cu nitro ăsta de șmecheri. Pleacă mai de aici. Facem accidente, mă, noi. Noi ne permitem să facem accidente. Hai că am câștigat cursa. Mamă, deci așteptam de mult timp. Cursa asta să o facem. You won, domination. Nici măcar pe aproape, era clar. Oho. Ce se întâmplă acum? Rematch. Chiar vrei să ne batem? Ce mașină ai? Vreau să-ți fur mașina. Hai. Let's go. I'm tracking Nickel Rogers, now heading east. Be careful, he's extremely dangerous. Mam. Ne-am făcut dușman răi. Interstate, probabil e o cursă de Outrun, nu? Și astea sunt mai ușoare. Am și mașina bună. Stai, ce mașină are el? Wow. Na, 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 are mașină bună, are mașină super. N-am nitro? Ce neva? What the fuck e aia? Se încărca. Aici cam mult arte direct de aici. Hai că-ți dau fum, ia uite, ai rămas în spate. Fraiere. Nu știu cum m-am strecurat cât de cât ok acolo. Bă, bă, bă. Bă, camea și piciorul. Rândul meu. Să te depășesc. O, oh, s-a dus.
S-a dus nebunul. Oh my god. Bă, ce te-a apucat? Te văd. Trafic din ăla nebun pe aici. No, s-a dus rău de tot. Și ce fac aici? Mâncați aici gurița ta. Ce fac aici? Acolo a rămas. A rămas înfipt în tir. Și-am câștigat. Doamne. N-avea luat niciunul. Ca dovadă că a rămas și el acolo. Holy fuck. Măcar să termină în fața lui. Hai că mașina e a mea oricum. M-am dus, bro, m-am dus. Nu o să mai fie, stai liniștit. Ok, timpul n-am avut, dar... Oh, salut. N-ai ce să faci. Iarăși mașină OP, bă, dar mie nu-mi deblochează nicio mașină de asta. Șmecher, nu? Și poliția în spate. Că doar de ce nu? Dăm domination, hai. Făcut accident, perfect. Asta e ciudat. Oh. Lol. Așa mă, așa îmi place. Hai în pana mea, că nu e așa greu. Sunt mai dintr-o bucată. Unde naiba este? Aha. Așa da, așa mai bine acasă. Dar să ține aproape ăștia. Ba nu. A dispărut poate. Hai, dăm domination și ne-am scos. Record mondial. Despre asta vorbesc. Puțin bulan. Știi? Hai. Let's go. Oricum e oprit timerul, deci dacă am scăpat la timpul ăla, atât ar mâna. Mamă, cum s-a spawnat. S-a spawnat la urât rău. Mi-a dat first induction. Bă, orice de-asta la mașină e bun. După părerea mea. Ok, nu vreau checkpoint, că sunt cam grele. Vreau circuitul ăsta. Mă auzi că e periculos. Poți să-ți iei adio de la cursă? Până în 10 secunde e ok, mai face greșel, mai... Bă, dar rezistă mașina mea. N-ai treabă pe ea. Și sunt total ironic. Adică uitați-vă și voi. Mașina mea se duce unde vrea adversarul. Dacă adversarul vrea să se sinucide, să sară în lac, mașina mea zice că e tractată după el. Ce să mai... Bac piciorul. Hai, puii mei. Primul tur. Îmi place succesiunea asta de depășiri. Nu-i rău. Nu-i rău deloc. Traficul ăsta te omoră. Viteza ucide. Aliz, ce naibă mașină are ăsta? Are o mașină probabil de 300 la oră, 350? Nici o treabă. Cum ce bine și pe drum de țară. N-ai treabă. 4 secunde, boys. Abia l-am prins în urmă. Frații Audi.
Am făcut o greșeluță acolo, dar nu mai contează. Stai așa puțin că se vede linia de sosire. Mamă, n-a făcut nimeni accident acolo și mi se pare foarte greu să-mi tăiți pe un stâlp. Ia uite ce m-am luat, dacă era ultimul tur, vedeam cel mai mare era aici. What? What? Ați văzut asta? Oh my god! Dude, are magnet la mașina aia. Fără mișto. Are magnet. Deci ăla chiar are magnet la mașină. Nu pot să înțeleg, eram în fața lui. Se agață de tine în halul ăsta. Magnet. Magnet. Are magnet la mașină. Mama mia, n-am văzut așa ceva în viața mea. Cât de nedrept e. Ca să te încurce. Sigurilor, las că vin eu după voi. Ce ai făcut, Bobiță? Conducem și noi sau sal? Aici se duc chiar în față. Magnet, stai cu minte. Nu ești tu ăla care trebuie. Alize ăla. Sau care naiba e. Am pornit o vendetă, ce să mai. Fac loc cu japca, dați-vă în pana mea. Ia uite. Rumi, m-am dus. Nu-i problemă. Nu-i problemă pentru mine. Tot a... Ce-a fost asta? Tot audio-ul ăla e în față, vreau să zic. Intrăm în ultimul tur. Bă, mă țin aproape de ei. Dacă fac greșeală, ne-am dus. Stai, nu știți că am făcut eu greșeală, dar au făcut și ei. De-aia sunt aici, ca să vă încurc fraierilor. Dude, cursurile astea sunt intense. Bun, trebuie să mergem pe aici în primul rând. Dar nu-mi place că se bagă și asta ca mosca în lapte. Hai mă, bă, ești retardat. Vrei să scapi de mine? Ce ai? Ești de partea lui, de pe primul loc. Marș, frate. Deci eu te las în pace. Chiar te lăsasem în pace. Să te duci. Și omoare ceva cu mine, personal. Adică ia eu computerul. Da. Nici jucătorii de multiplayer nu joacă așa. Ha, mă, tu nu faci accident? Magnet. Are magnet doar pentru mine. Toți nebuni aici. Insane cursa asta. A, normal că vii. Te mai, ăsta e ăla cu magnetul. Magnetul femeilor. Trage la mașina mea. Bine, teoretic asta e o mașină furată, deci are sens. Parcă era tipei alea. Stai, drag potul. Ma. Intră drag un autobuz, așa. Du-te, du-te în Franța. La culez de căpșuni. Hai să-l facem pe fraier. Trebuie să dăm tare de tot aici. Și m-am dus, bă, băiatule, m-am dus. Știi cum m-am dus? M-am dus în ultimul tur. Respect, Kendama. A spamat nitro-ul ăla de... a luat dracu. Domination era... Stați liniștiți, bușilor, că Domination era cu minut jumate, mai puțin. Deci eu am făcut acum o cursă care nu trebuia să fie câștigată. De-aia jucau ăștia așa de bine, înțelegeți?
N-ai cum, frate. Hai să mai dăm una. Dar ce? Să-i dăm circuit? Nu, hai un sprint așa frumos, elegant, cât de cât. Să câștigăm banii ăia, finuți. Ia uite, uitați-vă, GTR, PLM. Toate mașinile de pe planetă. Iai, rupei. Sunt zgârile vopseau. Asta merită. La ce mașini au ăștia? Nu prea o dăm cu ei. Păzea că vin. Opa, nu-mi place locul întâi. Cum s-a dus? Păi, să putea. Să nu fac el o schemă de genul. Dacă se duce la 10 secunde, gata, adio. It's hacking time. Bossule, ai Porsche și nu te ții după el. Hai, la pachet. Ia mă și pe mine la pachet. Îl prindem amândoi. Nici o treabă. Mamă, ce e așa înceată mașina mea? Căzut ceva în spate, lol. Mi se părea foarte înceată mașina mea, nu înțeleg de ce. Bine, comparativ cu a vostra chiar e. 34%, oh my god. A mers bine oare? Bă, da, sincer. E mult mai ok pe aici. Frumos, am recuperat. Am recuperat ce am pierdut mai devreme, practic. Dar nu vă bine cursa asta. Am și ochelarii puși și tot nu vă bine. Place că merg și eu pe scurtături când nu sunt bune. Grozav. Hai mă, fă o greșeală. Aoleu, cum mi-a pus mașina aia. Ca să mă încurce. Scurtătură, please, scurtătură. Bă, nu-i rău. N-a fost rea scurtătura asta, sincer. Am zburat și eu ca un pui de graure. Stai. Miracol de Crăciun. Făcut accident cu tirul. Jales, băi. Jales și prejales. 77%. Trag cu coada ochiului acolo că nu e ce trebuie. Unde-s vremurile când distrugea tot audio? Au dispărut? Nu te cred. Turbez. Ce miracol de Crăciun să mai faci, frate? M-au depășit toți. Retarded. Foarte retarded faza asta. Da, eu mă bat cu un Lamborghini și am un Audi prăfuit. Epic. E ca și cum ești într-o cursă de Le Mans, tu ești clasă cea mai mică clasă și te bați cu ea din
categoria 1, LMP1 sau nu mai știu cum se numește. Ceva de genul. N-ai ce căuta aici. Du-te la grădiniță. Gen. N-am înțeles nimic din ce au făcut idioții ăștia. Aoleu. Bă, nu e păcat de mașinile voastre să le zgriați în halul ăsta? Lăsați-mă pe mine, hai. Vedeți-vă de trei ori. Pana mea, dacă aș avea o mașină de asta, nici n-aș conduce-o. De frică. Și de aia nu am. Hai că da. De aia n-am. Dacă e. Poate avem mai mult bulan în încercarea asta. S-a întâmplat o întâmplare acolo în spate. Bun. Ah, firar. Scurtătura aia de jos era mai bună. Mult mai bună. Mi-am dat seama prea târziu. Ah, băi, nici nu l-a atins. Se oprească puțin. Viteza, ce să mai... Nu dai cu asta. Bun, aici e degeaba, aici e o scurtătură bună. Da, mi-am dat seama, am văzut-o. Am identificat-o aici. Nu trebuie să intri cu viteză mare, doar atât. Cauciucurile le-am și-o bune, măcar atât. Aici are și-o să recuperăm. Pentru că eu conduc ca un nebun, fără mișto. Nu poți să-mi zici mie acolo că făceai eu ce am făcut eu. A fost ceva insane. Cam puțin am avut în viteză. 73% boys. Mamă, mamă, mamă. Stai că se apropie asta. Mi-a dat crezi jocul. Fuck, fuck, fuck. Nu mai joc. Sayonara lume, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper v-a plăcut, nu uitați like, comment, share și subscribe. Și noi ne auzim data viitoare, pa, pa.